Dragii mei cursanți, vă mulțumesc atât vouă cât și părinților voștri pentru tot sprijinul oferit în această dificilă perioadă prin care trec. Știu că mă așteptați cu nerăbdare să reîncepem frumoasele noastre activități, însă va mai dura puțin până când mă voi reîntoarce acasă. Vreau să vă urez să aveți mult succes, să învățați mai mult decât în anii precedenți, să vă perfecționați și să fiți perseverenți, pentru că doar așa lumea va deveni mai bună, mai frumoasă și mai puternică prin voi, copii inteligenți și instruiți. Îmi este dor să vă revăd pe toți și să construim povești speciale și în acest an școlar. Succes, dragii mei! Asta a transmis Mona Lisa Zegheru printr-un mesaj publicat pe o rețea de socializare de Argentina Culcuș, directorul Centrului Cultural Mioveni, implicată în campania umanitară dedicată profesoarei de canto. Mona Lisa Zegheru a fost diagnosticată la începutul anului cu o formă rară de cancer. Boala i-a afectat sinusurile, ochiul drept, coloana vertebrală și unul dintre picioare. Acum este internată la un spital din Turcia și se află sub chimioterapie. Este la cea de-a șasea cură, ultima din schema de tratament. Costul unei astfel de ședințe se ridică la 2500 de euro. Ulterior, medicii vor stabili și numărul de ședințe de radioterapie pe care Mona Lisa trebuie să le efectueze pentru a preveni o posibilă recidivă. Cei care doresc să-i fie alături Mona Lisei pot face donații în conturile deschise pe numele său.